Deci ăsta mare trebuie să îl speriem cumva. Bam. Se putea să nu vină rasistul la terminat care mănâncă luminimă? Se putea? Ediția de iarna mărciului I Hate Pink este disponibilă acum doar pe ihateping.ro. Crăciun fericit! Astăzi pe Cat Goes Fishing vom prinde un pește secret care se află sub hartă, oameni buni, efectiv sub hartă și toți peștii medii din joc. Dar înainte de a prinde toți peștii medii care ne lipsesc pe Cat Goes Fishing, număr care e, ia să vedem, 1, 2, 3... Și pe undeva pe aici știu că mai este unul care îmi lipsește. 4 sunt? Sunt 4 pești care îmi lipsesc. Vreau să mergem să încercăm să prindem un pește foarte secret. Numai că trebuie să punem niște upgrade-uri la această undiță. Că am uitat că data trecută am scos un upgrade. Și upgrade-ul ăla este sinker. Uite așa, perfect. Și acum o să coborâm jos de tot. Pentru că este un pește undeva aici care se află sub hartă, oameni buni, exact sub hartă, bă, dar urât sunt ăia. Apropo, oameni buni, nu uitați să lăsați un comentariu în secțiunea de comentarii să-mi spuneți dacă vă place joculețul ăsta, poate îl terminăm până la final. Și vine peștele ăla mic și terminat și rasist, pirania, care șterge-o, că o bubui pe mai, că ok, nu o să mai zic ce voiam să zic. Ideea e că noi trebuie să coborâm aici jos rău de tot, pentru că, după cum spuneam, sub hartă este un pește secret pe care îl putem prinde. Vai, mamă, dă-te-n hamsterii mei, ce m-ai speriat. Numai că dacă vrem să ajungem sub hartă, desigur, situația este foarte gravă și e destul de greu. Oh, ia uite, mă, Faze, ia uite că eu cât i-am căutat atunci. Hai, bă, cărați-vă de aici, că deja mă enervați. Hai, ștergeți-o. Unul la bal, unul la spital. Bun, am ajuns jos de tot. Bun, exact aici trebuie să ajungem. Acum, secretul este să coborâm sub hartă, oameni buni. Și ca să coborâm sub hartă, e destul de greu. Trebuie cumva să ne ducem în stânga. Da, în stâng. Ok, aia nu e bine. Trebuie să ne ducem în stânga, dar cumva fără să... suntem un pic sub ăsta. Știi ce? Hai să detonăm toate bombele. Da, da, da. Deci trebuie să coborâm sub hartă, dar nu știu cum se face chestia asta. E destul de greu. Trebuie să tot dai în jos și să te duci în stânga, cumva ceva de genul ăsta. Oare dacă prindem asta aici și ne tot duci... asta nu e bine. Da, nu știu cum să facem să coborâm mai jos de atât. Deci este o metodă care zice că îți pui, cum îi zice, asta pe fosilă, da, și te duci cu barca în stânga. Numai că noi jucăm pe realism și nu merge chestia asta, deci nu putem să ducem așa asta sub hartă. Dar mai avem o altă soluție. Trebuie să luăm un compas și să venim aici cu el și cică să tot dăm cu el în jos până când ne duce compasul sub hartă. Deci trebuie să găsim un astfel de pește care, sincer să fiu, de ce nu știu unde se află. Ah, uite, este unul fix aici. Bun, 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 bun. Fiți atenți, fiți atenți. O să mă duc sus de tot, iau lumină și iau compasul și apoi mă duc în stânga și mă, dar sunteți chiar enervanți. Bă, ăștia o să mă bruieze. Fii atent, bombe, lumină. Bun, și acum îi dăm așa. Și acum veniți încoace să vă arăt schema din Giulești. Schema din Crângaș. Schema de la mama lor de acasă. Uite-i cât sunt! Ștergeți-o, lepre ordinare ale societății românești. Nu plătiți taxe și, sincer, vă invidiez. Aș vrea și eu să nu plătesc taxe. De ce să tot plătesc atâta taxe? Îmi face statul român, cum îi zice, o, vină încoace, vină încoace. De mâncare? Nu, eu îmi fac de mâncare și uneori n-am ce să-mi fac de mâncare și mor de foame că sunt pe bulk, ești nebun? Ok, bun, e rechinul ăla gigantic dragon acolo, nu știu dacă ar fi o idee să o luăm prin pește, nu e o idee. Nu, că o să se izbească de piatră compasul ăsta. Deci cu compasul, care e, mai era unul sus aici, ești nebun, care e destul de cuminte, noi acum trebuie să coborâm jos de tot și ăsta o să ne ducă sub ha... Mă, ești animal! Bă, da, și l-am și dus, mă, l-am dus în stânga. N-a vrut, frate, l-am tras, a dus el pe ăsta, ești nebun. Mă, ce pește e ăsta de aici? Ăsta de aici, nu cumva e ceva ce ne lipsește? Ăsta nu e, ce e ăsta? Ăsta e blooper, poate? Sau, nu știu cum îi zicea, alo, domnule? Mușcă, mă, animal notoriu, mă, ăștia sunt, ăștia îmi lipsesc. Ok, îi prindem după, lasă că acum avem altă treabă. Deci bombe, lumină și hai să coborâm jos. Coborâm din nou după peștele secret ascuns, da? Deci compasul, având în vedere că e fix aici, bă, ia hai. Pă bune că gen, voi nici așa nu vreți să mușcați, șterge-o și tu. Ok, fii atent, bubuim bombele, luăm compasul ăsta și hai încoace, domnule, așa. Am nevoie de tine. Mă, i-am speriat și tot au venit, ai văzut?
Am nevoie de tine să te duci în jos, ok? Nu în stânga, animal notoriu. Așa, așa, du-te în jos. Oh, da! Da, 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 bun, bun, fii atent, fii atent. Ăsta o să ne ducă jos de... Ești animal? Ești rasist? Pește rasist? Ce ești, oprește dacă mănânci lumina aia, te înjur. Dacă... A coborât sub... Ce se întâmplă? Ce s-a... Ce s-a întâmplat sub hartă? Ce s-a întâmplat sub hartă, actually? Cine mi-a mâncat peștele ăsta, oameni buni? Nu mai văd absolut nimic. Deci a rămas doar scheletul din el, nu pot să cred așa ceva. O să-l punem acolo. Mă, mi se pare că trebuie să luăm și un huge hook cu noi, da? Pentru peștele ăla. Deși peștele ăla nu e foarte, foarte mare. Văd un compas chiar aici. Mă, lasă-mă, te rog! Deci e un compas fix aici, îl luăm și mergem acolo. Și am înțeles, deci trebuie să coborâm, să avem huge hook-ul. Haideți să explodăm bombițele astea. Și acum vin un coace, domnule compas, și vreau să mă duci sub hartă, unde să-l prindem pe ăla. Dacă n-ar trebui să fie atât de greu, dar e un pește secret sub hartă, oameni buni. Asta e faza. Mă, mi se pare mie sau peștii au început să vină când au văzut compasul? Oare trebuie să... Nu! O, te du în piatră. Doamne, iartă-mă ce m-am speriat, bă. Ok, du-te în jos, domnule compas, în jos, avem huge hook-ul. Nu o să vină peștele rasist care mănâncă... Am zis că nu o să vină peștele rasist care mănâncă lumină. Ok, bine, perfect. Și ce? Mănâncă lumina. Bun, perfect. Ok. Nu, nu te du... Mamă, ăsta iese iară. Nu, stai așa, stai așa, că avem nevoie, avem nevoie de o schemă, da? Avem nevoie să vedem ce se întâmplă. Deci o să facem așa, așa și așa. Perfect. O să... Ești animal? Unde te duci? Unde te duci? Rămâi. Mă, ești animal notoriu. Du-te înapoi jos. Deci, am făcut așa ca să puteți să vedeți și în momentul ăsta l-am dus sub hartă. Da? Acum trebuie doar să așteptăm. Chestia e că peștele ăla mi se pare că l-a mâncat pe primul compas, peștele ăla de sub hartă, nu? Noi încă încercăm acum să vedem dacă, dacă reușim să îl facem să muște. Și deocamdată tot ducem ăsta sub hartă, numai că văd că nu reușim să îl facem pe ăla să muște. Ce-a fost asta? Am mușcat ceva, am mușcat ceva. Este? L-am prins? Oh, oh my god, este! Este, l-am prins, ia uitați-l, ia uitați-l. Nu, nu, oh my god, era să se rupă ața. A început și marea furtună. Deci, oameni buni, era să se rupă ața. Ați văzut? Ați văzut? În momentul ăsta trebuie să-l tragem sus foarte, foarte ușor. Bă, se zbate. Nu-mi convine că se zbate. Ok, ok, e safe. Noi suntem cu barca tocmă la cuca măcăi, oameni buni. În stânga rău de tot cât am încercat să prindem ăla, bă, nu pot să cred că l-am prins. Deci, efectiv, nici măcar nu a fost atât de greu. Dar e greu să aduci cu un compas acolo și acum nici măcar nu avem lumină. E bine că-l tragem așa pe întuneric. Și mai și fulgeră. Dar nu o să-l vedem în toată splendoarea acum că s-a întunecat afară, că se face, cum îi zice, mare furtună. Nu văd absolut nimic. Este totul mega întunecat. What the fuck? E atât de întuneric pe jocul ăsta, dude. Deci eu nu pot să... Nu, noi nu vedem. Noi efectiv nu vedem peștele, ești nebun? Editor, pune și tu poza aia cu peștele pe ecran, ești nebun, că nu vede lumea cum arată un underfin. Uite cât de beznă e, fițar, jocul terminat. Măi, asta e așa, că eu am mai văzut pe aici niște peștișori și nu înțelegeam care era faza. Erau niște peștișori pe aici care mie mi s-au părut că parcă ar fi... No, nu sunt ăștia. Ah, ok, ok. S-a părut că s-ar putea să fie un pește de ne lipsește. Bă, e beznă, nu se vede nimic. M-am înnebunit eu. Uite cât de întunecat e jocul. Hai să apăsăm pe wait să treacă, cum îi zice, furtuna și noaptea. Hai să dăm sell la acești pești. Dacă mergem în catalog, jos de tot aici, poate ar trebui să apară și ăsta de l-am prins acum, underfin-ul. Numai că ăsta, uite, uite, yes, bun. A fost găsit stând sub hartă. Ia uitați-l, underfin. Numai că pe întunericul ăla nu l-a văzut nici mama. Acum trebuie să mergem tocmai în cealaltă parte a hărții, pentru că trebuie să prindem un pește. Da, pot să o lansez pe orbită, sigur, nicio problemă. Un pește care se află, uite, fix aici la final, la peștii medii. Este acest lindfin. E un pește destul de enervant, sincer, și o să încercăm astăzi să-l prindem, pentru că trebuie să prindem, după cum spuneam, toți peștii care ne lipsesc de la categoria de pește medii. Suntem la capătul hărții, bam, 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 bombe și așa, și cică, dacă vrem să prindem acest lindfin care se află fix aici în colțul hărții, trebuie întâi să îi speriem prietenul ăla mai mare, pe care noi l-am mai pescuit până acum, dar hai să vedem dacă acum... Mă, ce era ăla? Mă, alo, a trecut un pește, frate meu, îmi lipsesc câțiva pești și jur că sunt undeva în zona asta. Deci ca să-l prindem pe ăla, ia să coborăm aici jos să vedem. El e un cuplu, un cuplu de pești. E unul mare, unul mic. Și noi trebuie să-l prindem pe ăla mic. Și ia uite-l pe ăsta mare. Deci ăsta mare trebuie să îl speriem cumva. Bam!
Se putea să nu vină rasistul ăla terminat care mănâncă luminiu? Se putea? Hai, șterge-o de aici, șterge-o, toată lumea s-o șteargă. Peștele ăsta cică mușcă doar dacă e lângă... Mă, da, am crezut că te-a... Așa. Nu, nu, ia... Oprește-te, animalule! Oh my... Poți să cenzurezi aici, editor? Rasist terminat. Aha! Aha! Credeai! Tu panarama, mică de pește terminat. Bun. Acest pește cică prinde... Nu pot să cred că de ușor a fost. A trebuit doar să... Mamă, ce tentacule dezgustătoare are pe el. Deci, mă, uitați-vă ce corp are, frate, ce culoare are. Bă, ăsta e pește extraterestru. Deci dacă am văzut vreodată vreun pește extraterestru, s-a întâmplat chiar acum în acest moment, oameni buni. L-am prins, da. Ăla prinde doar dacă stai lângă pălăriuța aia, lângă fenec, da. Pălăriuță pe care o am, cred. O am, nu? Dar nu știu exact la ce te ajută. E o pălărie stupidă, da. O avem și pe aia. Haideți să dăm niște niște de-astea mai rapide, să îl urcăm până sus. Perfect. Și ia uitați-l, Linfin, de 150.000. Mergem în catalog aici la mediu. 95% din pești sunt prinși. Acum, problema noastră este cu Flash. Deci Flash ăsta știm unde este, da? Și zice că ce face mai exact? Trage în țeapă pe cine? Spearing unlucky small fish. Deci ideea e că noi trebuie să avem un pește mic agățat și să sperăm că vine peștele ăsta, cum îi zice, cu țăpușa să îi tragă în țeapă. Mă înțelege? Și acum problema e că noi trebuie să coborâm acolo, să bombardăm peștii care ne mănâncă lumina, fără să-i lăsăm să ne mănânce lumina, după care să coborâm în labirint, după care să prindem un mic și să sperăm că reușim să-l scoatem pe ăla de acolo. Deși ăla am mai încercat de multe ori să-l scoatem de acolo, oameni buni, și n-am reușit. Tot timpul a făcut el o schemă și când l-am prins în sfârșit, s-a dus și el în piatră. Deci nebun, acolo în labirint e greu să-i scoți. Dar hai să încercăm din nou pentru a 100.000 oara. Bam! Doamne, iartă-mă, fiți-ar vidrele să-ți fie. Perfect, am intrat în peșteră. Ce am putea să facem? Am putea să scăpăm un pic de peștii ăștia de aici, deci ăștia doi. Mă, tu pleacă, că n-am treabă cu tine acum. Nu, 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 nu. Avem treabă cu ăștia doi. Perfect, bun. Și știi ce? Cred că putem să-l prindem pe ăsta. Nu cred că e problemă dacă îl prindem pe ăsta, nu? Ăla cu țeapă ar trebui oricum să vină să îl împungă pe ăsta. Problema e că, uite, dacă am avea noroc să vină aici să-l împungă, da? Ar fi foarte bine. Știi de ce? Că am ieșit ușor afară din peșteră, dar noi dacă trebuie să navigăm prin peșterile astea de nebuni după el, ceea ce pare că se întâmplă, că nu-l văd pe nicăieri, situația este... Ești un animal notoriu prost! De ce mi l-ai mușcat? Mușca mea-i hamsterul să mi-l muși de... Pești, uite, unde e ăla? Unde? Că m-am uitat peste tot în peșteri și nu e. Doamne, iartă-mă. No, no, no. Bam! Șterge-o de aici. Oh, uite-l, 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 uite-l. Bam! No, bam! Ok, am rămas fără. Unde s-a dus? Unde s-a dus ăla? Frate meu, era fix acolo, l-ați văzut. Am trecut pe aici. Unde te-ai dus? Unde te-ai dus? Duce-te-ai să te duci pe apa sâmbete. Hai, vino și împunge-mă. Împunge-mă, mă, rata. Eu nu pot să cred. Alo? Mă, tu ești... Mi-a luat ăsta. Mai zic ceva. Mi-a luat peștele și a plecat. Mă, tu trebuia să te lași prins, mă. Doamne. Și cu ce m-a ajutat acum? Că... Mi-a furat celălalt pește acum. Mă, tu nu ești normal la cap? Uite și, uite și tu ce face. Uite și tu ce face. Păreri? Uneori în viața asta trebuie să accepti că ai fost înfrânt și să înjuri. Oh my god, aveam nevoie de... E fix aici, fix aici. De huge hook ca să-l prind. Oh my god, nu pot să cred. Nu pot să cred. Hai sus cu el, hai sus, hai sus. Ești rapid, ții cu rapidul și de steaua n-ai auzi, mă, nemernicule. De dinamo, de astea. Nu te mai zbate, că o zbat acum pe Marția lui PewDiePie. Actually, nu, îmi retrag cuvinte. Mamă, ce era să rupă ața că nu eram atent. Bun, haideți sus, rău de tot cu el. Și am prins acest Flash. Dar noi, ce că avem misiune să prindem doi, o să prindem doi? Nu. Cât ne-am chinuit noi. Miau.
Te rog, spunem că s-a pus în catalog, gen actually, spunem că s-a pus în catalog. Oh, ok. Am scăpat în apă. Ok, s-a pus. 450.000 de dolari am pierdut. Pă, bune, frate miu. Aoleo. Powerfin-ul. Cică acest pește curios caută tot timpul harta pentru secrete. Caută harta, mai că caută harta pentru secrete. Bă, îl mai avem pe ăla și mai este unul care trebuie pescuit. Un blooper. Care, sincer, mă, mi se pare că l-am găsit. Nu era ăla de nu mergea să-l prind. Mi se pare că ăla era, parcă silueta e la fel. Dar oricum, haideți să vedem care e faza cu acest, ce pește ne lipsește, Powerfin. Mă, ce-i ăla? Stai așa, unde te duci? Unde s-a dus? Efectiv, ziceți-mi unde s-a dus, nu se poate. Mă, ăla nu era cumva cu spăr de ăsta de ne trebuie nouă? Ce-i ăsta? Mă, eu nu mi-aduc aminte, bă, mai prins așa, mă, aia sunt ochi? What the freak e chestia asta dezgustătoare? Uitați-l și voi, oameni buni, cum arată. Mă, nu se poate, eu nu mi-aduc aminte să fi prins așa ceva. Hai să-l ducem sus să vedem ce e. Bine că-i vine toată familia acum după el. Este un... Old Cusper! Avea misiune cu el, oameni buni. De ce să vă mint? Mi se pare că aveam de prins un Old Cusper și înainte, nu? Unde e? Deci Great Carver, Cuddle Cunt și Old Cusper îmi lipsea. Da, mă. Da. Bun. Păi e bine că am mai prins unul și large fără să vreau. Bun. Da, ne întoarcem aici totuși. Ne întoarcem să găsim Powerfin-ul. Oh, uitați-vă acolo. Îl vedeți în dreapta jos pe radar? Ăla este un pește secret pe care nu poți să-l prinzi pentru că fuge tot timpul de momeală. Oh, nu. Acum. Yes, ăla e. Doamne, dacă venea foarte repede și îl bubuiau bombele, efectiv înjuram pe clip și ziceam editorului să nu mai cenzureze. Dar nu s-a întâmplat asta, deci sunteți safe, puteți să lăsați clipul pe televizor. Câți dintre voi se uită pe televizor, apropo? Să scrieți în secțiunea de comentarii, pentru că aici, pe canalul I Hate Pink, avem o comunitate foarte... care e cuvântul în română? Engaged în engleză, suntem angajați. Păi nu, asta e altceva. Nu contează. Ia uitați-l ce frumos e, oameni buni. Bă, galben și super frumos. Powerfin-ul legendar, îl punem acolo. Ia uitați-vă, acum avem 98% din peștii ăștia prinși, oameni buni. Și avem și unul secret pe care l-am prins astăzi. Ce ne lipsește acum? Ne lipsește un blooper. Mă, stai așa. Ăștia sunt. Bun, chestia e că cică pentru ei avem nevoie de un huge hook, iar ăștia evită momeala, așa că ne trebuie un pește mic prima dată, ceea ce mă face să realizez că dacă compasul nu e pește mic și luăm degeaba e nașpa. Dar în același timp am speriat toți acei pirania, deci hai să vedem. Dacă l-am luat pe ăsta, vrei să muști? Vrei? E, fițiar, că nu-ți plac compașii, terminatule. Bun, bă, măcar știm unde se află, da? Și acum ce o să facem? O să coborâm cu un huge hook, da? Jos aici, să luăm un pește mic, da? Ne trebuie un peștișor mic, rău de tot. Asta e... Ok, domnule rechin, terminat cu... Bă, oprește-te! Oprește! Bă, știi ce? Eu efectiv nici măcar nu vreau să te prind. Vreau doar... Like, mi-a iurea acum să te las să scapi, știi? Na, ia de aici, dragonfish. Ai de capul și de zile tale. Bun, huge hook și lumină, da? De fapt, nu ne trebuie lumină, dar ideea e că acum o să coborâm aici. Dar și ne trebuie un pește foarte mic. Vedeți aici, pește ăștia mici? Uite, ăștia. Sau pirania ăia care vin ca niște animale notorii. Bun, ăsta, perfect. Perfect, bun. Și am fiți atenți, cu huge hook-ul și cu peștele mic îl prindem pe ăsta, nu? Hai să vedem. Alo? Mă, voi nu sunteți normali la cap? Care e problema? Că dau 100.000 de flicuri pe aici. Hai că e bun peștele ăsta, e cu roz. Hai de capul meu ireal așa ceva. Wait, am o idee, fii atent. Da, deci avem huge hook-ul și... Hai mă, mușcați, poate ceau vreți să-l mușcați? Poate vreți pirania ăsta? Unde te duci? Te duci la Iisus Hristos? Bă, ai nebunit, like, efectiv, eu refuz să cred așa ceva. Deci eu refuz să cred așa ceva că nu a vrut să se lase prins cu ceau. N-are cum, frate meu. Alo, domnule. Ok, de ce se întorc? Care-i problema lor? Dacă... Mă, eu nu-i înțeleg. Înțeleg că sunteți greu de prins, dar ce Dumnezeu vreți de la viața mea? O să-mi sari în barcă că mă nervez și te iau cu controlul și te pun aici. Stai, se pune ca pescuit dacă... Oh my God! Oh.
100%. Unde e? Uite, blooper. L-am luat cu mâna și... Frate, mi-o rușie, frate, mă chinuiam aici degeaba, nu pot să cred. Nu pot să cred, oameni buni, l-am pus, no, gata. Băieții mei, uneori în viață trebuie să recunoști că ești un gamer. Și ia uitați, peștii medii 100% prinși. Acum, trebuie să mai prindem câțiva pești de ăștia mari, care cât sunt la număr, ia să vedem. Este Great Carver, da, și Cuddle Cunt. Deci ăștia doi ne lipsesc și ne lipsesc ne lipsește actually un singur pește de ăsta mare, pe care o să-i prindem, cred eu, data viitoare. Și mai avem și un singur pește secret pe care trebuie să-l prindem, este cel despre care v-am zis că se vedea acolo așa în dreapta jos, care nu mușcă, cum îi zice, momeala. Ideea e că noi trebuie să coborâm acolo, da, și să îl să-l ducem cu mâna în hook. Problema e că dacă vrem să facem chestia asta, trebuie să coborâm jos cu ăsta și apoi să mergem cu pisica, efectiv să mergem cu pisica, așa, să-i speriem pe toți ăștia că sunt foarte enervanți, și să mergem cu pisica să îl agățăm fizic și să-l punem în cârlig. Acum problema e că ne urmăresc toți pirania de pe planeta asta, dar dacă vrem să mergem cu pisica atât de adânc, aparent ne trebuie un pește de la cu luminiță, căci că la dacă îl cari jos ai mai mult oxigen. Și ai de capul și de zile mele, am rămas deja fără bombe și a mai venit unul. A mai venit un elefant. Ah! Ne-am întors înapoi la țărm, o să vindem alea, o să luăm niște quest-uri, de ce nu? Pentru că în zona asta trebuie să coborâm jos rău de tot, să prindem niște bulbfish, da? Niște bulbfish care, ok, pe ăla nu l-am văzut, sincer, și mă enervează că nu l-am văzut, că tot ce vreau eu e să cobor. Ok, da, no, bombe și coborâm acum, hai acum, mușcați-mi o. Pești terminați ce sunteți. Hai, mai mușcați acum dacă aveți tupeu. Uite-l! De ăsta ne trebuie. Bun. Fii atent. Trebuie să prindem un de ăsta și să îl punem în barcă. De fapt, cred că ne-ar trebui vreo 2-3, da? Îi punem în barcă, după care o să-i luăm și o să coborâm. Dacă mușcați, sunteți rasiști. Ok, huh. O să coborâm cu unul de la în mână, da? Deci, ce facem? Mergem așa și o să facem așa ceva și luăm în mână, vedeți, și coborâm cu el. Și dacă coborâm cu el în mână, mă, sincer, nu ne trebuie decât unul. Da, nu, lasă că ajunge unul. Și cu ăla o să avem mai mult oxigen ca să-l prindem cu gheruțele pe ăla care nu vrea să muște și se sperie de momeală, și îl aducem cu forța la momeală și apoi ați înțeles cum funcționează. Nu e atât de greu, dar hai să încercăm acum pe final să-l prindem și pe ăla. Hai să coborâm jos aici pe undeva. Chestia e că avem o problemă. Dacă l-aducem și o să-l muște altul, șterge-o de aici, o să fiu destul de supărat, pentru că peștii ăștia sunt chiar foarte enervanți. Mă, tu de unde vii? Cară-te! Deci ăștia sunt foarte enervanți. Dacă îl prindem și îl ducem sus, trebuie să avem foarte, foarte mare grijă să nu ne-l mănânce cineva. Teoretic ar trebui să facem întâi curățenie. Ok, e pe undeva prin zona asta. Deci ar trebui să-l vedem undeva în dreapta jos. Dacă îl vedem, deja putem să ne dăm jos din barcă și să mergem să-l luăm cu gheruțele, da? Deci avem bombițele gata. Da, mă, voi ce vreți? De unde Dumnezeu ați venit? Îl vede cineva că eu nu îl văd și asta mă cam sup. Mamă, ia uite giant. Mă, ăsta... Oh. Îmi trebuie bait mai mare. Ăla nu e giant Casperul care îmi lipsește? Sau am prins așa ceva? Mi se pare că l-am prins deja. Mă, dar unde e ăla, frate meu? Că deja e super cringe ce se întâmplă. Ia, stați repede, că nu știu dacă ăla îmi lipsește sau nu. Deci e un huge fish... A, nu e Great Casper și l-am prins. Oh, ok. No, no, nu mai contează. M-am speriat, am crezut că ne trebuie și ăla. Nu ne trebuie. Înapoi jos în apă. Haideți și mușcați-mi o pirania, autiști ce sunteți. Uite-i! Ce enervant sunteți. Like, efectiv, într-un concurs de cât de enervant sunteți, ați câștiga. Deci suntem în zona bună, da? Ok, dude! Bine că vii tu. Bă, știi ce? Nici măcar nu ne trebuie. Nu, lasă-mă. Nici măcar nu ne trebuie. Trebuie doar să-l vedem pe ăla pe radar. Dacă este, dacă nu este, deja mă supăr. Uite-l. Oh my god, uite-l. Bun. Fii atent, da? Luăm ăsta. Ia-l, bă, din barcă. Oh my god. Deci nu, eu nu pot să cred.
L-am scăpat, unde e? Ok, l-am luat, bun, bun, fii atent. Și acum coborâm, lasă-mă în pace. Coborâm jos de tot. Ok, l-am văzut pe unul care venea din adânc. O să ni se ducă din ce în ce mai rapid oxigenul, asta e problema. Noi trebuie să coborâm până la el, da? Și să-l punem în cârlig, Hai, dacă vedem capătul, aolo, nu mai am mult oxigen. Mă, tu ești tratat? Ireal așa ce... Mai ziceți ceva? What the fuck? A intrat prin piatră ăla. A intrat prin... Las-o așa că merge așa, ne-am obișnuit cu ea, ești nebun. Și o să ne revedem pe data viitoare.